Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal complet idiot. Eu sunt Nick și astăzi vă prezint Papa's Pizzeria, un joc foarte genial în care ești pizzer. Uitați să lăsați un like, fraților, îmi pare rău că postez ca un handicapat de rar, dar nu știu ce e neregulă cu mine, când văd că am atat suport, acum nu mai postez. Nu contează, vreau să fiu pizzer, hai să începem să facem de lume. O să dăm aici, o să facem snicușă 2-3F, numele meu de cod, nicio problemă, good graphics, o să trecem peste. Ok, primul nostru client e Andrei Zăludul. Salut, Andrei Zăludul, ia spune ce vrei de la noi. Vrei 4 Mussolini, time puțin de asta. Păi, asta ți-o pun aici sus, o văd, nicio problemă, o dau mai încoar, Ok, no problem, I put aici, ok, I put, no problem. Make pizza, da mă, știu și eu, bun, cu 4 de astea, pe, da mă, nu mă învăța mă pe mine, unde, băi, ce sclavi. Bă, după cum putem vedea, nu este un joc foarte greu, dar eu acum cât o, și cum, cum, ok, o tăiem, cu ciot. A, eu deja am ies ăsta din mână, că am cuțit de ăsta în mână, da, e lui. No problem, facem așa și vedem, băiatule, dacă îți place pizza. 94, apoi du-te în morții, măi, dar ce e asta, Windows Note? No problem. Salami, nicio problemă, time foarte puțin, o vreți crudă, 4 felii pentru tine și doamna ta. Că voi mâncați câte două. 2, 3, 4, 5, 6. Am ieșit din joc. Cât de idiot să fii să ieși din joc. Că cam aș... El mă... No problem, avem salvare aici, close, zimter, oai, deiu. Repetăm gluma că voi mâncați că doi, nicio problemă, trecem peste. Eu încerc aici să fiu, să fac content, băi, handicapaților. Nicio problemă, mergem aici, dăm la aici, dăm make pizza și facem așa. 1. Dacă iară mai ies din joc, jur că mă oftic. 3. Tot scurtuțe de asta, aici am voi da, mam. Salut, nea, băi, vină cu patroane. Buret, băi, băi. Păi ce că e un burete mergător și de culoare, nu vrea să vină. Nu că aș fi rasist, dar nu vrea să vină. Vino, băi, prăjeală. Ok, când se face asta, am scos pizza cum au scos ăștia Anglia din Uniunea Europeană. Finish, hai să vedem, omule bun. Domnul burete, ce durești? 92 să dea Dumnezeu, 3 dolari aici la băiatul, 258, morții mătii. Ia uite, waiting, foarte bine, stau foarte bine, banii, frumos, aferent, tips today. 5.34, ia uite, bă, 4 dolari într-o zi de muncă, bă, ce trist, nu știu, mai bine primez mai mult la... Ia uite, banana, salut, bă, ce dorești? Să fie tot de aia cu prosciutto, nicio problemă, ți-o face fratele, s-o bagă rău. Cut, nicio problemă, bineînțeles, pun asta aici, mă duc la make cu pizza, cu astea, hai să vedem, facem, dă-i cu make cu pizza. 1, 2, 3, 4, 5, asta să lămi eu, să vină mai încoa, să fie primit. Niciun client? Nu, ia uite cum dau capul, op, 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 op. Pizza trebuie să se coace, am zis intenționat coace, ok, băi, băi, frate, băi. Pun pariu, bă, pun pariu că acum te ziceai în comentarii. Coace, băi, idiotule. Frăție, da, aici 3 dolari la băiat, o să dea Dumnezeu, 93, 99, super bine. 2.82, suntem pe pro și vreau Mussolini de asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce-i neregul? De ce ai vrea 6 măsline pe pizza? De ce pe parte? De ce 6? Nici o problemă, îi respectăm decizia, avem aici un client. Băi, pitești de ochii că... Poate vine, poate nu. Hai că mai are o leacă să ne dea, fii atent, acum repede una pentru frumoasa asta. Facem 1, 2, 3, 4, 5 și cu una 6, cred. Facem intro oven repede. Top, cut, direct, cut, uite așa, de câte ori vrea. Eu tai și lui așa. Bă, sper să-i placă. I-am împărțit măslinuțile astea. Domnule, peste 80% și ne... Tu ezi. Aici asta trebuie să fie aici, nicio problemă. Luăm comanda la domnul, ce faceți la domiciliu? O, sardine, mor sardine. El vrea sardine pe pizza. Ce boss, nu mai intră porcul la stomacel. Și avem, punem... sardine, câte sardine vrei, boss? Ia uite, una aici, două, trei aici, patru, cu cinci, cu șase, cu șaptele, cu optule. Sneak pizzerul, doi, de, gata, doamnă, nu mai avem timp de dumneavoastră. Băi, o tai mai bine decât ăștia de la Pizza Andy, hai să vedem, nu o să-ți placă. 7, 88, păi cum, la vârsta ta ce să-ți placă, dă-te în morții, mă. Bă, cam atunci acest episod, dacă mai vreți episoade din Sneak Pizzer, nu uitați să lăsați un like, ne revedem data viitoare, vă pupăcea, follow pe profilul de Facebook, pe Instagram și ne revedem data viitoare, trebuie să-mi fac reclamă, vă pup, bă, pap!